În fiecare an, în prima zi din luna octombrie, sunt sărbătorite persoanele de vârsta a treia. Dacă unii bătrâni marchează această zi, alții nici nu au auzit de ea. Știți că este sărbătoare? Da. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Da, adică și a mea. Cum sărbătoriți? Păi noi am sărbătorit sâmbătă și duminică. Am fost la restaurant, ne-am distrat, am dansat. Ce vă doriți de ziua asta? Sănătate, că e mai bună decât toate. Sănătate. Dacă suntem invitați, sărbătorim, dacă nu, nu. Dar acasă așa cu acasă familie? Cu cine? N-am decât o nepoată acasă și atât. Ce vă doriți de ziua asta? Sănătate multă. Și dumneavoastră la fel. Și în afară de sănătate? Altceva ce? Ce ori da Dumnezeu? Sănătate îmi doresc. Asta am nevoie multă. A fost ieri parcă misă. Pe 1 octombrie. Ei, la anii noștri, adică la anii mei, mă spun că eu am... Cum marcați această zi? Cu sacoșa, cu aprovizionare. Cu cumpărături. Da. Și sărbătoriți în vreun fel mai încolo? Nu. La anii ăștia, la 90 de ani, nu mai mult. Mulți înainte. Mulțumesc. Ce vă doriți de... Multă sănătate. Cât mai este să fiu sănătoasă, să nu... necăjesc copiii și eu să nu mă chinui. Atât tot. Eu am 80, n-am 90, deci la fel ca doamna. Mulți înainte. Thank you. Marcați-mi un fel această zi? Da, cum să nu, car, muncesc. Ai și de sărbătorit? Că e ziua tuturor persoanelor vârstnice. Sar într-un picior dacă pot, dacă nu, sar în două. Mulțumesc. Ce dorințe aveți? Pace. Este ziua internațională a persoanelor vârstnice. Sărbătoresc. Cum? Păi facem o friptură, un bar de vin, de toate. Îmi permit să vă întreb câți ani aveți? 80, mulțumesc. Mulți înainte. Ce vă mai doriți la vârsta asta? Sănătate. Uh-huh. Sănătate și pace. Ziua internațională a persoanelor vârstnice se sărbătorește în fiecare an în data de 1 octombrie, încă din anul 1991. Data a fost stabilită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Potrivit datelor statistice, populația mondială îmbătrânește. Specialiștii spun că până în anul 2030, pe glob, unul din șase oameni va avea 60 de ani sau peste. Până în anul 2050, populația lumii, constând din persoane cu vârstă de 60 de ani și peste, se va dubla. Asta în timp ce numărul persoanelor cu vârsta de 80 de ani sau peste este de așteptat să se tripleze până în anul 2050.